Legea atracției depinde și cum o interpretăm, adică nu che cerem chestii absurde. Ori trebuie să gândim logic. Dacă eu gândesc pozitiv, am întotdeauna un vai bun, știu că fac ce trebuie, atrag lucrurile bune în jurul meu, oameni faini în jurul meu, da? Pentru că dacă eu sunt întotdeauna tristă, posomorâtă și îmi plâng de milă, la un moment dat normal că în jurul meu ce voi atrage? Da? Oamenii ca lumea sau care cât de cât îmi pot ridica vibrația, la un moment dat se îndepărtează, nu au... devin toxică. Da? La fel și cu lucrurile. Îmi doresc ceva. Păi aia nu înseamnă neapărat că doar îmi spun. Trebuie să îmi fac și un plan, să trec la acțiune. Da? Și atunci, dacă vreau un alt job, păi hai să mă gândesc ce cursuri îmi lipsesc, ce ar mai trebui să visez la cutare sau cutare cu mare vecinul o mașină foarte șmecheră sau un job foarte bun sau soția lui nu știu cum păi ia să vedem ce-a făcut ăla uh -huh. da? Adică trebuie să-ți faci un plan, niște strategii să vezi. Tu poți? Ai fi capabil de atâtea sacrificii sau de munca aia? Sau vreau să-mi schimb uh, serviciu unde știu că este mai bine plătit, dar acolo trebuie să am niște competențe în plus? Păi ia să vedem. Nu pot să stau doar în poziție de lotus și să mă bazez pe legea atracției că va veni serviciul ăla. Nu. Eu trebuie să încep să fac lucrurile, da? Și încep un curs în care, eu știu, de... Calculatoare, de limba engleză, de eu știu ce. Acolo, mai aflu ceva, mai. Ăsta este, de fapt, legea atracției. intr un alt mediu care încet, încet mă dezvolt. Da? Exact cum uh, mai am timp să. Da? da. da? Uh, pe vremuri, oamenii, când aveau ceva pe suflet, erau comunitățile mari da, când era ceva foarte foarte grav pe lângă suportul familiei, îl mai aveai și pe preotul satului la care mergeai te descărcai el îți mai dădea câteva uh, lucruri de făcut, eu știu rugăciuni că nu habar am, habar n-am că nu mă pricep dar <gânt> ceva de genul tu deja erai uh, te autosugestionai făcând 10 rugăciuni pe seară clar, voi scăpa. Și ai deja o credință, mm -hmm. dar tu făceai un efort. Da, da, da. Da? Că este vorba de divinitate, de legea atracției, de altceva abstract, nu știu și nu-i treaba mea.